Salutare și bine ați venit la un nou video în care mi s-a spart târnăcul. Minunat. Așa, iar pierd foarte multă viață. Prea știu ce am început așa să construiască pe aici. Oricum, n-arată rău. Aoleu, am luat un desta nou. Hai să vedem ce naiba, un material nou. Nu știu dacă îl pot folosi. Să că am luat o tonă de chestii care habar n-am ce sunt. Astea de aici. Niște artefacte care habar n-am la ce se folosesc. Ia stai, ia stai. Unde e cartea aia? Să nu spuneți că am lăsat cartea vieții la... A, da, nu știu unde am lăsat-o. Fi rar. Ok, în primul rând... Da, ce asta? De titanium, ok. Titanium pickaxe. Hai să vedem cât de bun e asta din pickaxe-ul din titanium. Să nu spuneți că trebuie să fac altceva cu titanium ăsta, că nu vă ascult. Adică nu v-am ascultat. E, spuneți ce ar fi fost bine să fac cu el, dacă știți voi. Ok, nu e rău. Nu e rău deloc. Merge bine. Merge chiar foarte bine. Cât cabăl aveau nevoie cum de mult. Vezi un stack? O să mă întorc să prăjesc cu carne cât pot de repede și să mă culc, pentru că mai bine filmez pe timp de zi fără monștri. Cât am strâns până acum, un steak. Deci chiar nu știu cât îmi trebuia. Oricum nu le aduc mai mult decât le trebuia. Trebuia să-mi fac și o căsuță. Aoleu, ești pe partea asta la întâmplă unde e o grotă. Nu mă bag în grota aia pentru că nu vreau să mor. Da, cea mai bună metodă de a face level este să mă bag cu moștri, dar da. Ce-ar fi să transform eu chestia aia de acolo într-un spawner? Când o să am iteme puternice, bineînțeles, dar... Aș vrea o chestie interesantă. Nu mă mai speria că... Da. Ce care v-ați la primul episod, știți experiența din primul episod? Ați făcut și voi rost de cabăl. Unde mă tantea pe cuia care trebuia să vând? Da, nu contează, poate o dormi. Hai să dorm și eu. Stau cu arma în mână, poate mă scoală ceva. Nu mă scoală nimic. Opa, ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Nu știu ce-a fost aia. Așa, ceva papa. Ok, tu ai rămas tot aici. Unde e, mă, prietena ta aia care trebuia să-i vând chestii? Cum dracu ai ajuns acolo? E acolo sus, nu? Da, acolo sus e. Ce-te-le? Ce dracu să trebuie să-i fac așa, lumea? Cred că... Voi folosi metoda clasică. Salut! Și du-te jos. Du-te, bă, jos! Nu știu cum vine. Aoleo, era. Sper că nu vă stric aici planurile de construcție. Prin... Prin distrugerile mele repetate. Da, știu că nu se potrivește, dar stă bine acolo. Ok, hai să vă dau tot cablul de care aveți nevoie. Și văd că mai nu vă... Puteți face și voi. Nu, stai, ha, e bine.
Aoleu, și cred că mi-am uitat banii dincolo. Aia va ajunge. Cineva trebuie. Wow, și armată? Bun. Da, stai, stai, că nu înțeleg ce armată au. Având în vedere că au doar atâția cetățeni. Nu înțeleg. O nouă construcție. Asta e harta orașului. Da. Nu, să mai este susținut. Orășelul. Uite, ceva de genul vreau eu să fac pe un server de Minecraft. Da, mă, acasă fac chestia asta, dar, da. Nu întâmpla multe. Ok. În primul rând, văd că asta de titaniu nu e chiar din titaniu, că se distruge cam repede. Al doilea rând, va trebui să merg la minerit. Poate, nu? Oricum, am nevoie, într-un fel sau altul, de niște iteme. Și o metodă mai bună decât să mă duc să caut în pământ, nu găsesc. Deși, cred că ar fi bun și un episod de... What the fuck? De explorare. Ce faci, mă? Aici plantezi copaci. Uite-vă la ce întreprinzători au devenit. Plantează copaci. Uite-te la ei. Aici nu prea înțeleg ce fac, pentru că mai mult am spat eu. Dar, da, nu intrăm în detalii. Bă, că taie copac. Chiar că taie copac, nu-i așa, și îl plantează. Și ce fac cu... Nu știu ce fac, ok. Aoleo, iar am probleme cu mâncarea. Trebuie să mă duc să găsesc și niște animale ca să pot să-mi fac mâncare. Să fac rost de mâncare. Sau să fur de la așa. Oricum, într-un oraș, un alt oraș mai bogat, să fur ceva. Dar cred că de când pot să-l găsi ceva. Asta ce, bă, ursul? Ursul! Hii! Și o chestie care nu cred că e prietenoasă. Ok, vreau carne. Unde din naiba pot eu să găsesc carne? Dacă nu mor, dacă nu găsesc pe niște carne. Ok. Uite un porc și o găină și încă o găină și încă o găină. Dacă ce am nevoie. Tine nu vreau să mă bag cum mă bag degeaba. Izu! Ce superbă ești! Miau? Mam? Mam? O, sunteți mai multe. Și mă, vânați găini. Ok, am carne, am papa. Cât îmi dă? Cât îmi dă? Ok, am înțeles mesajul. Ok, voi face aici un furnal. Să mă... pot... îmi pot pune carnea înăuntru. Unde tragi? De ce tragi asta? Bizu! Ia vezi, mă, bizicuță. Iepurașul. Iepurașul îmi dă papa, deci n-am de ce să mor. Încă un iepuraș. Carne, 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 carne. Salut, ursule. Cântat de cunoștință, Radu. Să nu mă taci, că n-am chef. O fi rar. Ai ceva cu mine, n-ai nimic cu mine. Perfect. Prea mulți urși. Ce cu atâția urși? Ok, am crezut că pe aici vreo câmpie, dar... Da. Ok, trebuie să stau departe de tâmpenia aia. Easy! Încă o pisică. Hai să vedem dacă găsim ceva pe aici. Ce timp? Ah, hai să mă duc să am niște mâncare, că da, o să rămân fără viață în curând. Iar mai pot să sprintez, da.
Mau? Da, cei care nu știu, sunt un foarte mare fan al pisicilor. Ok, am luat carnea de aici. Stai, mă, că zici... Cred că naiba, că e voli pe aici și mă întoarce. Mă bagă în turn, dracu. Ok, deci o să închei aici acest episod în care n-am realizat absolut nimic. Wow! Ok. Deci, voi încheia aici acest episod și până data viitoare trebuie să mă pregătesc că avem de explorat și avem de explorat mult. Deci, până atunci, pa, pa.